Astăzi mă gândeam să vorbim despre aplicarea genunchilor și de ce m-am apucat eu de gel. M-am apucat deoarece s-a întâmplat acum 2 ani ca bunica mea cu care locuiam să facă un atac cerebral, stăteam doar cu ea și m-am trezit fără nimic. Nu aveam un job stabil, nu aveam cu cine să las cățelul să mă duc la evenimentele de hostess, nu aveam cum să fac nimic. Așa că am stat foarte bine să mă gândesc ce îmi place și ce îmi doresc să fac și m-am gândit din moment ce eu aveam gen la momentul respectiv de 2 ani de zile, băi, de ce să nu aplic gene? Adică toate fetele își pun gene. Hai frate să încerc cât de greu poate să fie sau hai să vedem ce este. Majoritatea persoanelor, când le-am spus ce am eu de gând să încerc, au fost destul de negativiste. Lucru care m-a demoralizat puțin, dar așa se întâmplă de obicei în orice lucru, când spui cuiva ce vrei să faci, ce vrei să-ți cumperi sau mai știu eu ce. Așa că m-am apucat să-mi cumpăr ce aveam nevoie, ce văzusem la fetele care mie mi-au mai aplicat genunțe. Mi-am luat un ursuleț de pluș, i-am pus gene bandă și m-am apucat eu acolo cu două mâini stângi, pentru că aveam două mâini stângi, să ne înțelegem. Nu aveam una stângă și una dreaptă, aveam nevoie de două drepte. Eu nu aveam asta. Și am văzut că merge. Am chemat-o pe prietena mea, Ana, i-am pus ei cu 1D, mi-a luat vreo 5 ore, a rezistat eroic, prietena mea l-a stat depus gene și mi-am dat seama că eu chiar îmi doresc să fac asta. Așa că m-am dus pe lângă prietena mea care mi-a aplică mie genunțe să învăț să mă uit la ea, să fur tehnică, să mă ajute cumva, să mă prind și eu cum stă cu mâna stângă, că mâna stângă nu prea stătea la locul ei. Apoi am învățat, am văzut, am filmat-o să văd și eu care-i treaba, să mai exersez pe ursulețul meu acasă și m-am gândit să fac și un curs de perfecționare de gene. Mai exact, să învăț de la un curs acreditat cum să pun gene, să-mi iau o diplomă. M-am dus la acel curs, mi-am dat seama că eu știam destul de multe lucruri de la prietena mea, nu am învățat ceva nou. Eu în tot acest timp aveam și cliente, fete care veneau la mine să le aplic genunțe, pentru că eu trebuia să-mi formez cumva mâna. Asta este cel mai important, tu să ai cliente să îți meargă mâna cât mai repede. Dacă nu ai cliente, nu ai cum să reușești. Ia-ți toate rudele, toate neamurile să te ajute pe tine să îți formezi. Să vă spun că este foarte important să fii răbdătoare, meticuloasă, să nu te enervezi repede, pentru că la început și eu mă enervam foarte repede. Îmi lua 5 ore să fac o fată, ceea ce mă scotea din minți, pentru că mă dureau toate alea. Îmi venea să-i dau bani, ia fată de aici și pleacă, să nu te mai văd, lasă-mă, deci nu mai puteam. Și era super greu, mereu sunam pe prietena să întreb, băi, cât, când o să termin și eu mai repede, nu mai pot. Corina, cu cât ai mai multe fete, cu atât o să ți se dea mâna, ai răbdare, ai răbdare, băi, și o sunam aproape în fiecare zi și o întrebam și mâna mea nu mergea cum îmi doream. Bineînțeles că așa a fost, cum mi-a spus ea, mi s-a dat mâna după aproximativ 3 luni de zile în care eu am muncit aproape zilnic. Eu aveam fete zilnic la gene să îmi dau mânuța. Dezavantajele ar fi următoarele. Ai probleme cu spatele. Și când spun cu spatele, credeți-mă că eu în momentul de față trebuie să mă duc să fac fizioterapie pentru că am coloana strâmbă. Pentru că nu e cea mai ok poziție, nu ca și când asta așa. Nu, sunt ceva de genul. Da, de dureri să nu mai vorbim, pentru că te doare îngrozitor spatele, mai ales dacă ai mai multe cliente pe zi. Vederea, vreau să vă spun că la început, când puneam gene, mi se încețoșa ochiul. Și nu puteam să-i spun cliente, băi, stai puțin că eu nu văd, adică eu nu mai văd ce să fac ție aici. Nu, trebuia să fiu profi, să mă uit la televizor, să-mi focusez imaginea pe altceva. Și după aceea să continui genunțele. Nu puteam să-i spun fetei, știi că eu nu mai văd. S-ar fi speriat și ar fi zis că o să-i bag degetele în ochi. Sau pensetele mai exact, care în țeapă are dracu de tare. Așa că mi-am pus și ochelari, ce credeți?
logic că mi-am pus ochelari. Eu acum nu pot să lucrez fără ochelari la ochi. Din punct de vedere financiar, vreau să vă zic că sunteți satisfăcute, mai ales în lunile bombă sau de sărbători, pentru că toată lumea își pune gene, chit că își pune strict pentru Crăciun, vin să-și pună gene. Dacă ai și prețuri ok la gene, credeți-mă că vin. Prețurile mele încă sunt destul de accesibile, spun eu, față de alte locuri. Și nici nu am de gând să le schimb pentru că mi se pare ok, niciodată nu m-am calicit și dacă vrei să fii frumoasă, intră pe Gene Fir cu Firici. Dă un like acolo pe Instagram. Dacă vreți, apucați-vă și voi de orice curs. Nu știu cât vă ajută facultatea în viața asta, habar nu am, pe mine cel puțin nu m-a ajutat, dar eu zic că cu cursurile poți să îți găsești ceva să muncești și ceva poate ce chiar îți place. Vă super mulțumesc că v-ați uitat la acest filmuleț. Ne vedem data viitoare și dați acolo un like ca să apară mai peste tot. Așa am auzit, nu știu dacă e adevărat. Și un subscribe pentru că vrem să fim mulți. Vă super pupicesc.